Salutare tuturor, eu sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Survival cu abonații, abonatele și Bucă. fără nucă de această dată, doar cu Tormento și cu Voider pentru că filmez destul de devreme din cauza unor probleme despre care nu pot să vorbesc. Mă rog, asta contează mai puțin și la ora asta doar Tormento și Voider s-au întors de la școală și sunt foarte fericiți că au luat note exagerat de mari la cele două teze, la română și la engleză. Dar până să vă spun ei ce note au luat, nu uitați să apăsați pe butonul de like să vedem dacă Tormento și Voider își vor îmbunătăți situația școlară. Eu cred că da, pentru că ei sunt băieți deștepți amândoi. Exact. Este adevărat, băieți, ce spun? Este adevărat. Ia, E acum bine. băieți, după ce toată lumea a dat like și o să... Deci și voi, dacă dați like, o să primiți un 10 la matematică. Nu am dat teza la mate. Păi nu test la mate. La mate, în general, o să primiți un 10, băieți. Dacă dați like. Acum spuneți ce ați făcut... Ia, bă, deja reclamă, ia, uite-te la voi, dar nici n-am început episodul bine și deja aș face reclamă la Instagram. Mă rog, băi, fraților, în episodul ăsta o să fac o statuie eu cu mânuța mea și Tormento o să-mi dea o notă, iar Voider trebuie să fie de acord cu el pentru că nu se pricepe la build. Exact. Voider trebuie să fie pe acolo. Voider trebuie să fie și el pe acolo. Și am să nevoie. Spună glume. Am nevoie de stone, băieți. Aveți stone? În furnale. Era într-un cufăr. Uite că pun aici și prăjesc. Păi du-te și adu-mi. Și by the way, Voider mi-a făcut giveaway, iar că nu a făcut giveaway, mi-a dat drept cadou această armură de diamond, mi-a să o păstrez, adevărat, el nu mai are nevoie. Zi și mie, cum poți să fără itemele pe Minecraft dacă erau pe tine? Zi, Tormento. Păi mi-ai zis să-mi dau jos armura. Păi nu să o arunci în fața mea. Da. Ți-am să-ți dai jos armura, să o pui în inventar, nu să o arunci în fața mea. Și am ciordit armura. Acum băieți, spune și nota la lateze. Am luat mirobolantă notă de 7 la română. Nu 7, zi exact, ai luat 6.80. Așa. Și Tormento? 6.70. O, ret, copile. Este mai deștept. Și la engleză ce ați făcut, băieți? Am luat 5 amândoi, adică 10 împreună. Asta înseamnă că ați copiat? Da. Păi nu, că nu stăteam în aceeași bancă, pentru că ne-a pus în ordine alfabetică, dar el stătea în spatele păi meu, dar... sunteți în ordine alfabetică și nu stați în același loc, what the fuck? Nu, el a stat în spatele meu, dar tot în grup. Și acum, mâine trebuie să ne aducă la istorie. Și la istorie luăm amândoi peste 9, 100%. Oh, peste 9 înseamnă 10. Da, exact, 9. Mamă, ce bun sunteți voi la istorie. Ia, spuneți-mi ceva din istorie. Ce știți? Ce vrei tu? Ce vreau eu? Păi nu știu, eu nu știu istorie, spune-mi ce vrei tu. Care avea... Da, Atena, Sparta... Hai, spune-mi despre Atena și Sparta. Atena și Sparta, păi Sparta avea... This is Sparta! Din... Asta e singura Sparta pe care o știu. Nu mă, nu. Sparta avea educația formată din educație fizică, sporturi, în mai... Așa. Parte deoarece... Aceștia se bazau în luptă pe putere, iar Atena se baza mai mult pe inteligență. Așa. Iar copiii în Sparta începeau educația fizică la vârsta de 7 ani, pe când în Atena începeau la 14 ani și după la 7 ani, 14, când... Bă, păi de la Sparta... 7 la 14, cum? Se teleportează aia înapoi? Din Atena. Aia din Atena... Tormento, unde din este Sparta, se... stone-ul? Un furnal. Se bat ca care proștii, furnal? Ăia învață. Mersi, Tormenta. Așa, deci acum o să-mi fie greu că e pe apă și n-am cum să... Trebuie să-mi fac o bază. Unde o faceți, mă? Pe, o fac, nu o faceți. Unde o faci? Așa, o să fac aici, în mijlocul apei. Pentru că o să fie ceva reprezentativ. Și eu mă pricep la build, nu ca alții. Exact. Tormenta, dacă vei face vreo modificare of camera, vei fi supus decapitării. Cui? Torturi inimaginabile. Samir, când vine la București o să fie ziua mea, i-am spus să-mi ia cadou un d- Bă, dă-te mă, m-ai aruncat în apă, vezi, poate... Ce? Serios, mă, e ziua ta? Păi 30 ianuarie, Samir stă până pe 1 februarie aici. Na, și i-am să-mi aducă cadou un Gicu. Dacă nu mă supăr pe el și nu mai vorbesc cu el. Bă, iar m-ai împins în apă, eram atent la altceva și m-ai împins în apă. Haideți, băie, să mă apuc să fac construcția. Deci dacă mă mai împinge o te spar, Voider, îți rup capul. Așa stau eu. Cum stai tu? Uite. Uite-te la mine. Ia.
O lăște că el e mai deștept decât Tormento. Nu cred că este posibil așa ceva, însă... Ba da, cum nu e, nu e, copiază întotdeauna. Oh, ia uzi voi, dar ce ca copiez la teste, așa mi-a spus. Da, nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Pe Tormento a spus Păi, cu gurița lui. bine, recunosc că copiez, dar copiez din mintea mea. Mamă, mamă, mamă. Confruntarea așa, Olin, cine o va câștiga? Gongitan fight! Ce vorbești, mă, acolo? Ce-i astea? Ce sunt astea de care vorbești? Jojo, Da? uite-te la mine. Ai 3 secunde să-mi dai diamantele înapoi. Sale Sunt ale... mele? Nu, sunt ale E, mele. mersi. Acum sunt ale tale. Au fost Acum ale sunt ale tale. mele, 2 diamante. Cred că Voidar are 50.000 de diamante, Mai deci ai și permite. fier. Ba nu, erau singurele mele, nu mai am. Rip, hai să-ți dau Voidar armura înapoi, vino aici. De fapt, du-te Bine. după ea. Bine. Aport, trebuie să-i spui eu. Nu, că-i de fier. Nu, te duci și mi-aduci castra înapoi și după-ți dau armura de diamond. Du-te să-mi aduci castra mai întâi. Te mă, în ce Așa. parte? Așa, înspre mine. Ia uite, sweet tap. Voi, dar bea acum, Voider, serios? Da. Vai de capul și de zilele tale. Păi nu, că eu am sărit peste armura de Iron. Eu am trecut la A, tu diamant. ești șmecher. Acum, uite, te poți duce după armura ta. Bă, numai casca și buții. Da? Unde? Doar atât meriți voi de Restul trebuie diamant. să le găsești. Voider noob, sper că n-ai observat nimic, Voider. Ar că nici n-aveai ce să observi, mai bine spus. Am văzut-o. Unde ai văzut-o? Gata, sunt bărbat. Ești bărbat adevărat? Da. Atunci cântă-mi o melodie dacă ești bărbat adevărat. Mafiot cu suflet mare m-a făcut, mama. Aoleu, păi înseamnă că și pe Tormentul l-a făcut mafiot cu suflet mare. Aha. Tormentul, ești mafiot? Nu. Uite, pe Tormentul l-a făcut mafiot. Pe unul l-a făcut și pe unul nu are cum, e imposibil. Ba da, cum să nu? Păi uite așa zic eu că e imposibil. Trebuie să mă crezi pe cuvânt. Nu e adevărat. Așa băieți, hai spuneți-mi la engleză acum ce s-a întâmplat de o notă așa mică. Am avut emoții. A fost prima teză, așa și până ne obișnuiam, până Da, cu alea. ce să te obișnuiești la engleză? Da, Cu ce? exact. Păi da, cu ce să te obișnuiești? Bă, cum fac stone brick de la cu cer cu pătrățele? Nu știu, cred că îl bagi în furnal. Păi? Cred că se face ca un furnal sau ceva de genul. Gen pui. Chisel de ăla sau cum se numește? Adevărat, cred că dacă bagi în furnal stone brick-ul iese de la crack. Nu Este. cred, dă-l așa cu pătrate mai multe. Știu de care zici. Păi și cum se face ăla? Ăla. Și n-am nici ăla să-mi arate. Stai că Mai... mă uit eu pe. Uite-te tu și zi. Că de la am nevoie, mamă, se face iar noapte, nu-mi place noaptea pe Minecraft. Adică nu știu, nu se vede chiar așa fain. Cum se numește? Nu știu, habar n-am. Dar caută și tu crafting-uri de Stonebridge și de asta și cred că o să găsești. Cred. Am căutat Minecraft crafting. Gucci Gang, ce părere ai de Gucci Gang? Gucci O Gang. melodie foarte reușită. Ai cântat-o vreodată? Vreodată e puțin spus. A, se face prea ușor. Iei Cum? două slaburi și le pui unul peste celălalt. Slaburi Da, slaburi de stone brick. de stone sau de stone brick? De stone brick-uri. Și se Ia. pune unul peste celălalt. Ah, lol. Se face prea ușor. Da, cine ține mai rețetele astea minte? Eu nici Nu. atât. Le-am biesite. Păi știu, dar cine le-ar ține minte? Ar că easy, Nu dar nu știu. prea le folosești. Exact. Sincer, ar că mai sunt de o grămadă de crafting-uri de astea simple. De exemplu, când ai folosit tu să faci un tort? Ai folosit, Nu ați știu. folosit vreodată să faceți un tort? Nu. Dar la ăla e mai complicat. Știu, dar zic Ia, așa. hai. Deci până acum nu știu ce ar trebui să exprime asta. Tu mă tași, mă, din gură. Arată. Dacă ai ceva de comentat. Arată super, Joe. Uite, vezi? Cineva care își dă seama de realitate. De talent. Păi, talent se numește ăsta ce am eu aici. Nu ca tine, Tormento, le copiez de pe net. Eu acum le gândesc. Stai mă ușor răule să vezi ce bază îmi fac eu aici. Ce bază să faci, răule? Păi, dar mă enervează tot pică napul. Voi, de revina ta. Ok. Păi tu stai și te uiți la mine Cere ca... scuze copil autist. Așa, Ok, da. când greșești trebuie să-și ceri scuze. Îmi cer scuze. Așa. Uite, Joe, am o idee. Ia zi. Unde e cioaca lui ăsta, la statuie?
Bă, pe cui trebuie cioacă? Lasă, stai că aici am greșit, că văd, da, văd pe internet că e greșit. Voider, cioaca statuii, te rog. Uuuu, mamă, recunoaște, n-ai ce spune, ești chiar ți-a zis-o, frate. Da, mi-a zis-o. Chiar ți-a zis-o, ți-a dat, drept, total. Gata, Voider. Voider. Voi la școală și învață mai bine. Ce note aveți la română? Nu știu, dar sunt mai mari decât al lui Tormenton, că el are și 3. Eu n-am... Hai, ieși de aici, ca să nu te închid. Hai, mai repede, aruncă-te în apă. Bă, aruncă-te în apă. Acum, stai. Nu știi să nuți? Du. Poate-ți furam apa și rămâne și acolo. A, uite ce bine arată până acum. Sunt mândru de ceea ce știu să copiez de pe net. Uite aici, că trebuie să modific puțin. Camino original. Era să mor. Ce păcat ar fi fost. Am murit eu odată înainte să încep episodul. Te rădeau băieții aici de mine, m-au înjurat după aia, că sunt noob. Yo, ia pâine. Ce fac cu pâinea? Nu știu. O mănânc. Hai la stragi. Că eu am dat la stragi. Bine, ia pâine. Nu, eu am dat deja la stragi. Păi, și-o dau la alții mai săraci. Glucidian. Bă, mai am nevoie de un stone, ser. Bă, unde e craiul ăla, mă, ce bău sunt. Cel mai mult mă enervează momentul ăla când trebuie să faci pentru un slab să faci 6. Bă! Așa. Eram în rețetă. Nu contește. Păi nici nu e de design ăla, l-am pus doar acolo că aveam nevoie. Ba, e de design acum. Mamă, pe așa arăt. Stai. Glucidian. Așa, și parcă arată și mai bine un pic. Ia stai, am o idee, mă lași să modificesc acum puțin. Ce să faci? Să modificesc. Oh, mă, nu. Bine, modificește, dar dacă modificești greșit, ne supărăm. Bă, deja mi-ai stricat construcția, ce modificări faci? Ia uite, uite, vezi ce frumos arată acum? Ni. Arată mai urât așa. Aoleu, stai că am căzut. Fă înapoi cum era, că mă doare capul. Că de nu primești bani. Da, primești bani dacă nu. Și acum am nevoie de... Stai să aprind telefonul înapoi că nu mai știu cum era. Asta o facem aici pe mijlocul apei, că se și potrivește. Poate să punem, putem să punem un beacon aici. Am nevoie de spruce sau lemn mai închis la culoare. Avem? Nu am. Trebuie să avem. Ia stai să verific cu ferele astea de... E bine, Joe? Da. Da. Felicitări, Voider, ești un nou ucenic adevărat. Am 8 sapling-uri, Joe, de spruce. Bă, un mil nu cred că avem. Bă, un mil n-avem. Nu avem deloc. Bune, da. Ia stai, mă, Joe, cred că voi sparge chesturile astea, că n-au ce căuta la mine. Dar eu am nevoie de lemn. Am eu lemn, am un stick la da, mine. Da, spruce vreau. Așa, ce faci torment aici? Eu voi lăsa toate itemele astea, că nu-mi trebuie. Păi le lăsai acolo în cufăr. Meu, mi se pare că am un singur bon meal. Dacă îmi pică din ăla, sunteți jumecheri amândoi, dar nu care crezi. Sau am putea să facem ceva, difficulty 1. Rip, băieți incoming. Aveți mâncare la voi? Trebuie să aveți, dacă nu e rip. Băi, și mi-am schimbat și skin-ul pentru că a trecut Crăciunul. Cine mi-a făcut skin-ul ăsta, că am și uitat. Eu, voi da. Tu ți-l ai, tu mi-l ai, nu știu dacă tot tu sau Tormenta. Știi care e faza nașpa? Că mie nu mi se vede skin-ul și nu vă băieții ce talentat sunt la făcut skin-uri. Ce talentat? Că le copiez de pe internet. Exact. Păi exact. Vezi că știi. Eu, uite, mă, vine un păi, dar parcă nu mai apar așa mulți mobi. E, nu ia vino tu la mine. Hai că am găsit și eu mulți. Bă, pe mine mă interesează doar să omor scheleții. Eu cred că o să mor de la o rip. A, am murit, gata. M-am jucat și eu. Mersi de pâine, Voider, dacă n-aveam pâinea ta era nasol acum. Măcar să dau repede ceva. Game rule, mob creeping. Ajutor, ajutor. Nu, nu game mode. Vreau să dau game rule, keep inventory true. Doar să nu vină un creeper aici. Mamă, ce e aici? Game rule, keep inventory true. Așa. Măcar atâta lucru. Eu vreau doar să omor scheleți pentru bone meal. Am făcut eu rost de bone meal. Ia să ai făcut? Eu uite, mă. Atunci dăm înapoi. Nu știu, e ceva bug. A crescut copacul, gata. Pe bune? Și m-am chinuit atâta să... Doamne. A crescut din 3 bucăți. Din 3 bucăți? Dintr-un os, adică. De unde am eu un iron chest plate full? Sau, a, din chest.
Doamne, ce nubi ești. Mă duc să-l tăiesc sau l-ai tăiat tu? L-am tăiat. Dă-l încă lemnul ăla. Că am nevoie de el. Gucci gang. Hai dă-l. Felicitări. 6 sprusud. Hai că sunt suficiente. Suficient, da. Sprusud. Suficient sau suficiente? Suficiente, că-s bucăți. Și acum trebuie să fac garduri. Cum se făceau garduri? Suficient, că este mai multe bucăți. Păi sunt suficiente bucățile. Este mai... Tu nu auzi cum vorbesc la mișto? La mișto, Oteni. Ce să vorbești la mișto cu nota aia la română, mă dezamăgești? Da, mă, da. Ne simți, zule. Nu mai râdeți. Nu mai râdem? Bine. Nu mai râdeți. De ce? Nu-ți place să râdă lumea de tine? Taceți. Taceți? Tacem dacă vrei. Nu, taceți. La ce? Deci la istorie trebuie să vă mai acrotez așa altceva? Vreun tez nimic? Logica. Ai dat teză sau test? Logica și îți dai seama e test sau teză? Teză. Mamă. Și îți dai seama ce notă iau eu mare cu logicile mele. Hai Voider, mai spune-ne o teorie de a ta. Hai, știu că vrei. Păi am spus-o pe asta și în clasă și nu știu dacă am spus-o în episod. Cam amândoi am luat 5 la engleză. Și na. Păi și care e teoria? Păi 5 plus 5 nu fac 10? Înseamnă că am luat 10 împreună? Sau că am luat 10-1? Că ați luat 10-1. Ok. Unul din voi. Cui? Cine își asumă riscul de a lua 10? Eu, normal. Care eu? Voider. Păi Tormento sau Voider, hotărâți-vă. Cine ia 10-le până la vreme? Tormento, gata. Este Tormento, gata. Ți-a pus punct. Nu e adevărat. Ba da. Nu e adevărat. Joe? Da. Ia mi-am ca să te servești din niște iteme. Stai că mi-am puțin. Ai cablul stun la tine, Voider? Nu. Atunci du-te. Fă-te util și du-te și adu. Ok. Că n-ai făcut nimic, doar te plimba pe aici, ți-ai pus apă în cap. Deci asta a făcut Voider, atât a făcut el și a turnat apă în cap. Am tăiat și un copac. A, da, scuză-mă, ai tăiat și un copac. Ești foarte util, Voider. Îți mulțumim pentru prezență, dacă n-ai fi fost, nu știu ce s-ar fi. Ia uite slabule, am făcut rost de 3 stacuri. Uite, mă duc la Tormento să... Tormento e cu capul pe umeri. Am făcut iteme, ajutor. Mai taie din ele. Eu vin încă că am făcut rost de 3 stacuri de cable. Nu mai am nevoie acum, aveam nevoie de puțin. Pleacă-mă de aici. Îți bați joc de mine că nu ai, că ai, că pleci, că te întorci. Nici să nu te atingi cu cobblestone-ul ăla de chestia asta, te sparg. Toată lumea e la școală acum, băieți, doar Tormento și Voider au ajuns. Da, tu mă, n-ai fost la școală. Ba da. Păi în afară de mine. Nașpa, sincer. Dar la cât ai intrat? La 8. La 8 și la cât ai venit? Pe la 3 am ajuns acasă. Că a întârziat tramvaiul cam mult. Și la tine? Și la noi. Au venit 4 tramvaie greșite și de-abia după al nostru. Deci cum adică greșite? 4 la rând, au fost 14. Stai mă, că ceva e greșit la construcția asta, stai să-mi dau seama. Cred că știu. Uite, are o mână aici. Taci din gura că ești noob. Bă, dar nu știu ce bloc e ăla. Bă, de ce în poză nu se leagă gardurile? Cred că e făcută mai de... Sau? Aici de ce se leagă? Ia mă, noobule, unde? Uite, aici sus nu se leagă. Poți să faci cumva să nu se lege gardurile între ele? Bă, vezi, cum se făcea culoarea gri? Cred că știu. Îmi trebuie gard diferit de altă culoare. Culoarea gri? Culoare alb închis. Cu negru, cred. Culoarea pune... Închis, cred că are cu negru, așa știu. Că gen așa se face în viața reală și cred că așa se face și în Minecraft. Vezi? Cred, ia încearcă. Alb faci roz de la ăla și gri faci... Și black faci nu, de la squiduri. Tot se unește. Orice gard. Cineva are un bone meal? Păi și ce fac? Uite, am eu un os. S-o mor și un quid. Ia. Da, se leagă și așa. Știi cum... Ce frumos. Știi cum nu cred că s-ar lega dacă aș face așa. Dar n-ar arăta bine. Ce frumos. Ba, e ok și așa. Am eu o idee cum ar arăta ok. Bravo, Joe, ai un talent născut la... Zietul de-n arată bine. Ai un talent născut la bine. Știam, doar. Sunt mândru de mine. Hai, Voider, vreau să-ți văd ideea ta mirobolantă, mirifică. Vreau să fac ceva. Haide, fă. Ești fii atent.
astea. Așa. Mai ai alte garduri din astea de spus? Da. Ok. Deci, fii atent, pune două de stone aici. Joe, aruncă un os. Un colt. Aruncă și tu osul. Așa. Ia, tormento. Așa. Uite, ceva de genul. Bravo, Voider, sunt mândru de tine, îmi place cum arată. Da, cu dar nu, cu sprus. Așa, sparge-le pe alea și pun eu de-alea de sprus, cam. Tu nu vezi ce sexos arată acum? Gata, Voider, bravo. Acum sparge și tu, coart. Uite, mă, ce bun ești. Ah, ola. Așa e, Joe. Ce s-a întâmplat? Ai fost uimit de deșteptăși. Bravo, Voider. Nu mai vorbește, îl bate măsa. Gata. Te bate măsa, Joe. Ce ai zis, Voider? Nimica, nimica. Mai repetă încă o dată. Deci să înțeleg că la tine de fiecare dată când intră mai rata peste tine în cameră te bate? Nu. Păi și atunci? Mamă, stai să spargi scrările astea, că ai stricat tot cu scrările astea. Și dirt-ul. Ia, pune-te și spargi scrările și dirt-ul, că tu l-ai pus. Nu e adevărat. Tu l-ai pus, mamă, chiar arată bine. Dacă nu, Voider, e ban dacă nu spargi. Ia zi, Voider, cum se numește chestia asta, are ăsta în mână, să văd dacă știi. Poseidon sau ce? Ce are ăla în mână? O, trident, bravo, Voider, ești un... Poseidon are trident în păi, mână. Cum se numea, cum se numește chestia din mâna lui? Trident. Felicitări, Voider, ești un expert. Am în... o idee, deci fii atent. Voider, lasă-mă cu ideile tale, că ești noob. N-ai idei bune. Ba da. Doamne, ia zi. Bă, nu mai strica tridentul. Uite, punem și așa. Bine, lasă așa, cum zici tu. Eu super copilul dacă nu. Nu, am o idee și aolo, ce idee și mai bună ai, holy schnitzel. Fii atent. Ia să vede, să pui de la cobblestone-ul sau ce? Exact, dar nu acolo. Dar unde? Ai cobblestone-ul sau vrei să vin eu să te ajut că ești noob? Ia. Oh, Voider, pro player, MLG. Tu nu vezi ce frumos arată. Cred că Voider e mai bun de tormentul la build. Exact. Cred că ăsta e adevărul. Băi, fraților, ăsta a fost episodul. Mă, chiar se simte puțin oboseală așa după școală. Voi simțiți? Nu. No. Eu mă simt puțin mai obosit de obicei pentru că, pana mea, în loc să mă trezesc la 2, m-am trezit la 7. E o diferență super mare și am dormit gen 5 ore. Și ceva și a dus toți cai aici, mă. Felicitări. Hai să-i omorăm, nu glumesc. Băi, asta a fost episodul, nu uitați, dați și voi un like dacă mai vreți episoade de Survivor cu abonații, abonatele și cu nucă, poate data viitoare. Episodul ăsta a fost Survivor cu abonații, abonatele și fără nucă. Și dacă mă întrebați cine sunt abonatele, asta rămâne de văzut. Bă, ce faci, măi, pui frunze în păturești? Da. Alea, ia zi, ce-s alea? Alge, nubule, trebuia să zici tu, dar nu te-a dus capul. Asta e, ești nub. Hai, spuneți la revedere, băieți. Stai. Așa, așa. Și faci reclamă și la început și la sfârșit, nemernicul. Să se știe. Aha. Ok, băieți, hai, v-am lăsat. Ciao.